Vrem să facem un sondaj despre ceea ce credeți dumneavoastră despre Biblie. De exemplu, este așa un proverb. Degeaba știi să citești dacă n-ai citit niciodată Biblie. Ce părere aveți despre asta? Ce părere am? Că Biblia trebuie citită, dar nu ca pe un roman. Biblia trebuie ca să o studiez. Dar să o studiez, eu aș spune că așa care nu știe, n-are nici idei și în Biblie, trebuie să comunci cu un om credincios, care el a studiat cândva, iată așa. Dumneavoastră credeți că Biblia într-adevăr este cartea lui Dumnezeu sau este o carte pur și simplu scrisă de un om care nu are nimic legătură cu Dumnezeu? Eu cred că e Biblia e al Dumnezeu. Și e cuvântul lui Dumnezeu. E cuvântul lui Dumnezeu. Foarte bine. Cel mai mult în Biblie este povestit despre Trinitate, despre Iisus Hristos, Dumnezeu, Tatăl și Duhul Sfânt. Dumneavoastră, cum credeți? Toate trei părți a divinității, într-adevăr, acționează în viața omului sau, de exemplu, doar Dumnezeu lucrează în viața omului? Mai Dumnezeu face ceva? Lucrează în viața omului. Cum să... Da, dar mai are... Adică, poate spun altfel întrebarea, acționează și Duhul Sfânt, de exemplu, în viața omului și Iisus Hristos sau doar Dumnezeu? Pentru că eu mă gândesc că doar Dumnezeu. Dacă ai credință în Dumnezeu, asta e. De exemplu, Iisus Hristos a venit și a murit pe cruci. Voi spuneți și voi! Voi știți! Vrei să răspunzi? Ai, el a ridicat mâna de atâta, el știe! Dar ce crezi tu despre asta? El știe, ce crezi tu despre asta? Eu cred că toate acționează la asta. Așa? De exemplu, cum ai argumentat-o? Ce face Iisus în viața omului? Pentru și noi avem nevoie să credem și în Iisus, nu numai în Dumnezeu, pur și simplu. Eu cred că acestea trei sunt în una. Și noi dacă vom avea între aceasta una, Duhul Sfânt este întotdeauna cu noi. Iisus Hristos ne veghează de sus. Și Dumnezeu este Tatăl Conducător. Da, foarte bine.